23 de preoți și diaconi din Arhiepiscopia Bucureștilor au susținut miercurea aceasta examenul de selecționare în vederea ocupării posturilor clericale vacante din capitală și celelalte municipii ale eparhiei. Atât proba scrisă cât și cea orală s-au ținut la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Începând cu luna iulie, celor interesați li s-a comunicat o bibliografie pe care au trebuit să o pregătească în vederea susținerii examenului de astăzi. Probleme de pastorală, de liturgică, de administrație bisericească. Înainte de examenul scris, toți candidații au participat la Sfânta Liturghie, săvârșită începând cu orele 7 la Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon Nou Paraclis Patriarhal, acolo unde membrii comisiei au putut observa felul în care slujesc aceștia, preoții și diaconii. Unul dintre părinții cu vechime și experiență a fost protosul slujbei, iar ceilalți au slujit împreună. Dorim ca parohiile din capitală și din orașe, din orașele eparhiei, să fie ocupate de preoți care iubesc biserica, care cunosc rânduielile liturgice, tipiconare și care cunosc anumite lucruri care privesc pastorația într-o vreme în care biserica are nevoie de preoți buni, râvnitori, cu frică de Dumnezeu și cu atenție față de păstoriților. Examenul de selecționare pentru capitală și orașe este organizat o dată pe an.